Bună ziua și bine ați venit la Activatorul de Comunicare Digitală pentru ONG-uri. Un eveniment, după cum îi spune și numele, proiectat să declanșeze și să repornească procesele de comunicare din echipele non-profit mici și mijlocii. Numele meu este Natalia Șeremet și fac parte din echipa Asociației TechSoup România, care este un centru de resurse de tehnologie, dar și resurse de învățare a tehnologiei pentru ONG-urile din România și Republica Moldova. Organizăm Activatorul de Comunicare Digitală alături de prietenii noștri de la EventMix, care ne și găzduiesc pe această minunată platformă. Și împreună vrem să deschidem live-ul de astăzi prin a vă mulțumi pentru că ați ales să petreceți această după-amiază alături de noi și ați ales să participați la această experiență de învățare. Ne bucurăm să vedem că există un interes ridicat față de subiectul comunicării și ar fi straniu dacă ar fi altfel, pentru că mandatul nostru de ONG-ist vine cu angajamente complexe, printre care și faptul că în comunicarea noastră noi nu trebuie doar să distribuim informații despre binele pe care îl facem sau despre comunitățile pe care le servim, ci prin comunicarea pe care o facem trebuie să încercăm să ajutăm, să inspirăm, să educăm, să schimbăm atitudini și comportamente și să prevenim sau să combatem anumite fenomene sociale. Dar cum putem face asta într-o lume supra-saturată de conținut? Cum mai reușim să ne evidențiem sau să atragem atenția unor donatori? Mai ales dacă suntem un ONG micuț și fără un om de comunicare în echipă. Încercăm astăzi cu vorbitorii noștri, care sunt și oameni cu expertiză verificată din domeniul non-profit al comunicării și marketingului, să fixăm niște puncte de reper de care să ne ghidăm în toată înghesuiala asta digitală și reală în care trăim. Avem multe de discutat, așa că urmează 3 ore dinamice împărțite pe 4 paneluri. Pregătiți-vă și înarmați-vă cu întrebări, pentru că la final de fiecare panel vom încerca să răspundem întrebărilor dumneavoastră și pe care vă rugăm să le adresați încet, de unde noi le vom prelua. Vă încurajăm să fiți activi și să nu ne lăsați fără acele întrebări. Astea fiind spuse, haideți să activăm puterea comunicării și să aflăm de la primii noștri vorbitori de ce e importantă comunicarea pentru un ONG, cum ne ajută comunicarea consecventă și făcută la timp și la ce atrag atenția specialiștii din sustenabilitate sau CSR atunci când decid să susțină un ONG cu o finanțare. Îi avem alături de noi pe scena de discuții pentru aceste topicuri pe Maria Duduman, fondatoarea platformei Fă Bine. Maria este o visătoare pragmatică care de 12 ani construiește comunități și creează parteneriate pentru diferite organizații. Alături de Maria îl avem pe Cătălin Dinu, care este director executiv al Asociației Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor. Cătălin, timp de mai bine de 7 ani, a fost consultant freelancer de comunicare, design și fundraising și a ajutat mai multe organizații non-profit din România să arate, să vorbească și să strângă fonduri mai bine. Și mai avem în acest panel, o avem și pe Iustina Neagu, care va prezenta astăzi perspectiva donatorului. Iustina este Head of Sustainability la Enel România și a lucrat 9 ani de zile în sectorul non-profit. Iar acum Iustina gestionează parteneriate strategice cu organizațiile non-profit, cu focus pe acces la educație, acces la energie, creștere economică, acțiuni climatice și viață terestră. Dragi activatori, scena virtuală vă aparține. Mulțumim, Natalia. Mulțumim pentru introducere, mulțumim ție și întregii echipei TechSoup pentru că ați făcut acest eveniment să existe astăzi. Eu sunt onorată să moderez acest panel și să iau alături pe Cătălin Dinu și Iustina Neagu, 2 profesioniști de excepție. Am fost absolut impresionată să văd parcursul lor și tot ce au reușit să facă, astfel încât, dragi participanți,
pregătiți-vă pentru 50 de minute de învățare accelerată. Să știți că noi ne-am pregătit cu foarte multe lucruri pe care vrem să vi le transmitem și care să vă fie cu adevărat de folos. De aceea, eu, sincer, vă recomand să aveți și o foaie de hârtie și un pix lângă voi, fiindcă veți avea ceva din conversația noastră. Povestim foarte mult despre ce înseamnă comunicare și de foarte multe ori când ajungem într-un ONG mic și chiar și mediu, avalanșa de soluții de comunicare, când auzim și LinkedIn și Facebook și mail-uri și newslettere și SMS-uri și telefoane, efectiv ne poate copleși în asemenea măsură încât să zicem stop, nu sunt pregătită pentru asta încă, mă concentrez pe ce am nevoie să fac, importanți pentru mine sunt beneficiarii și practic renunțăm astfel la un instrument care poate fi extraordinar de util, care ne poate ajuta să creștem și care ne poate ajuta să efectiv să ne facem munca chiar mai bine. Și atunci aș începe conversația noastră de astăzi cu o întrebare pe care o adresez atât lui Cătălin cât și Justinei. Ce este de fapt comunicarea? Și ce își propune ea să obțină? Fiindcă îmi dau seama că în momentul în care reușim să facem claritate în legătură cu acest aspect, o să ne fie mai ușor și nouă și fiecărui ONG să aleagă cele mai potrivite căi pentru a face o comunicare eficientă. Așadar, revin la întrebare. Ce este comunicarea, de fapt, și care sunt obiectivele ei? Încep tu, Cătălin, că te deschizi microfonul. Nu știu, am deschis microfonul ca să o invit pe Justina, dar pot să încep și eu. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumesc TechSoup de invitație. E o întrebare bună, dacă e să începem cu ce este comunicarea. Cred că esența comunicării e suma tuturor lucrurilor care să ne ajute să avem o prezență mai bună, să fim cunoscuți, să atragem fonduri, să atragem beneficiari, să găsim noi parteneri. Practic este o mică oală din care e foarte important, cum ai zis și tu, să ne alegem fix lucrurile de care avem nevoie sau fix lucrurile care ni se potrivesc. Pentru că e foarte trendy, cum spuneai, să nu știu, să-ți faci un cont de TikTok ca organizație, să postezi un filmuleț și după aia să renunți. Sau să ai un cont de Instagram sau să dai telefoane tuturor donatorilor. Lucrurile astea trebuie făcute în etape, trebuie testate în primul rând să vezi ce merge, ce nu merge și dincolo de orice, înainte să pleci la drum, trebuie să-ți faci un mic plan cu unde vrei să ajungi. Cred că de acolo începe comunicarea. Comunicarea ne dă, hai să spunem, noi avem un drum al organizației cu unde vrem să ajungem și hai să spunem că comunicarea devine, nu știu, suma tuturor semnelor de circulație și a pit stop-urilor unde te mai oprești să mai bei o cafea și a copacilor de pe drum ca lucrurile să fie frumoase și sănătoase până tu ajungi la un rezultat. O las și pe Justina ca să nu monopolizez. Mulțumesc, eu chiar de fapt voiam să te invit, Cătălina, așa că foarte bine că ai răspuns tu primul, pentru că eu nu mă consider specialist în comunicare, așa că mă gândeam că probabil există în alt loc expertiză pentru răspunsul la întrebarea asta. Cred că nu știu dacă e nevoie să adaug, cred că Cătălina a reușit să zică în cuvinte foarte simple cam cum ar trebui să ne gândim la comunicare, poate doar în contextul organizațiilor non-profit. Știu că întotdeauna comunicarea este văzută ca fiind o provocare și cred că și pe bună dreptate, într-o mare măsură, cred că nu ne putem compara într-adevăr, cred că atunci când vorbim de resurse contează ce poți să faci cu mai multe sau cu mai puține resurse, însă da, cred și eu că ea este esențială atâta timp cât este conectată corect de misiunea organizației, cred. Adică atâta timp cât comunicarea servește la atingerea impactului pe care organizația își propune să-l atingă și cred că în afară de misiunea organizației, așa cum spunea și Cătălin, supraviețuirea, dezvoltarea și creșterea organizației sunt iarăși la fel de importante. Și atunci, chiar dacă nu avem multe resurse, într-adevăr e un soi de provocare, dacă vreți, mai ales pentru organizații mici cu puține resurse, cred că e important totuși să găsim pârghii de comunicare care să servească acestor, să spunem, două mari obiective. Nevoia de creștere, dezvoltare și menținerea în viața organizației și nevoia de apropiere de misiunea organizației prin impactul pe care îl avem.
Mulțumesc mult pentru răspunsul la această întrebare. Fiindcă tu este ne-ai spus că nu ești expert în marketing, însă experiența ta în zona de fundraising este foarte valoroasă și din ea putem extrage foarte multe lecții pentru noi din ce te interesa pe tine, din cum structurai tu partea de interacțiune cu părțile interesate, că ajungem și aici. Întrebarea mea care se adresează acum în primul rând lui Cătălin este: cu cine comunică ONG-urile de fapt? Cu cine sau cu cine ar trebui să comunice ONG-urile? Cred că și asta pleacă de la listuța aia, de la planul de comunicare sau strategia de comunicare înainte de plan. ONG-urile trebuie să comunice cu cine vor ele în principal, dar trebuie să găsească stakeholderii care aduc beneficiu cauzei, care aduc beneficiu misiunei sau care sunt interesați de ea. Acum, putem să comunicăm, e această sintagmă care mie nu-mi place deloc, către publicul larg. Dacă iei și brandurile, pentru că mie îmi place să spun că și ONG-urile sunt branduri până la urmă și trebuie să avem un pic în minte acea parte că suntem un brand, trebuie să ne clădim un brand, că doar așa putem să ne îndeplinim misiunea. Ori, branduri importante nu comunică pentru toată lumea sau nu își fac ad-uri pe social media targetând general population. Găsești oameni cu interese care i-ar putea apropia de brandurile, de misiunea ta. Așa e și la organizații. Cred că e foarte important, pentru că, la fel ca Iustina, am un background de fundraising și I put that first. E foarte important să vorbim cu sponsorii noștri, să vorbim cu donatorii noștri sau cu potențial sponsori și donatori care ar putea să susțină misiunea. În organizația pe care o conduc e foarte important, de asemenea, să vorbim cu potențialii beneficiari, să vorbim cu potențialii voluntari, dar și cu existenții voluntari și beneficiari, pentru că e legea aceea că din moment ce ai atins un om, e mult mai ok să-l păstrezi decât să atingi încă unul. Și așa se construiește până la urmă o comunitate de susținători. Dincolo de asta, e normal că avem și momente când vrem să ieșim în fața întregii luni și să vorbim și asta ne ajută foarte mult. Dar cred că o comunicare eficientă trebuie să plece în primul rând de la categoriile pe care noi le vizăm ca și organizație și apoi de-abia să ne dorim să fim foarte publici cu mesajul nostru sau e clar că ne dorim, dar să punem foarte mult efort în zona aia. Aia cred că trebuie să vină la urmă de-abia după ce ne-am consolidat un program, un scop și un brand, cât de cât. Acum, dacă tot aveți o experiență fabuloasă în spate, m-aș bucura să împărtășești totul, Cătălin, acum despre ce faci la Niciodată Singur. Cum, efectiv, luând cazul concret al organizației tale, cum se întâmplă lucrul ăsta? Cum faci tu să ai claritate în comunicare, să ai claritate în obiective, să știi de ce faci comunicare și care sunt canalele pe care le folosești. Nu o să ne ajungă timpul foarte mult, dar cred că putem beneficia acum de o mini-introducere de instrumente de comunicare pentru ONG-uri cu ajutorul tău. Îți mulțumesc! Cu drag, o să încerc să fiu foarte scurt. În primul rând, ceea ce și eu la workshop-urile pe care le țin de comunicare pentru ONG-uri, trebuie să plecăm de la o chestie foarte simplă și anume cine suntem noi. Avem ca sector tendința asta de a ne spune cu cuvinte foarte ONG-istice despre impactul pe care îl aducem în viață. Fraze foarte lungi pe care nu le înțelege decât colegul de la altă organizație sau le înțeleg colegii din birou. De aici am plecat. Până la urmă, la Niciodată Singur, am trecut printr-un proces anul trecut cu specialiști care ne-au ajutat ca să definitivăm misiunea noastră în comunicare și fundraising. Pot să și spun, misiunea noastră pleacă de la faptul că sunt 450.000 de vârstnici care trăiesc în singurătate și niciodată singur trebuie să ajungă la ei înainte să fie prea târziu. E o propoziție simplă, dar ne-a dat atâta claritate și pe partea de program și pe partea de comunicare, încât mai apoi când încep să le pui pe căprării, pe canale, lucrurile devin foarte simple. În primul rând, vorbim cu sponsorii noștri, vorbim cu donatorii noștri, pentru că suntem o organizație susținută 100% din surse private și e important să ne asigurăm sustenabilitatea de acolo. Către ei pleacă mesajele noastre pe canale multiple, de la ad-uri de social media, postări de social media,
clipuri, până la instrumentele de fundraising, care înseamnă comunicarea cu donatorii prin SMS, comunicarea cu donatorii prin card, comunicarea cu donatorii prin debit direct, se ramifică foarte mult și, din nou, pun accent pe faptul că este important atunci când ai primit un nou donator sau sponsor să-l ții aproape și să dezvolți o relație de prietenie cu el. Este cel mai simplu lucru pe care îl poate face o organizație dacă ea vrea să crească. Dincolo de asta, încercăm și testăm, pentru că avem un public de beneficiari foarte nou, să spunem. Nu este un public comercial, vârstnicii nu sunt un public comercial și nicio agenție nu-ți va face ad-uri sau mesaje către acest public. Testăm foarte multe variante de a comunica cu vârstnicii care suferă de singurătate din România. Am descoperit, de pildă, și am introdus-o ca variantă de comunicare din acest an, că 30% dintre vârstnici s-au mutat pe digital de când cu pandemia. Mergem, avem instrumente, ad-uri și folosim în general Facebook-ul, pentru că toată lumea s-a mutat pe Facebook, ca să-i atingem. Dincolo de asta, pentru că e un public care încă e pe tradițional, avem și comunicare indirectă către ei și aici putem să dezvoltăm, nu știu, sursele care nu sunt plătite, de exemplu, și care înseamnă vârstnici care sunt deja în program și care ei transmit mesajul nostru altor vârstnici. E o metodă de comunicare, una foarte veche, acea din gură în gură, dar funcționează încă foarte bine. De curând, ca să mă îndrept și spre zona aia pentru publicul larg sau pentru oameni care ar putea deveni voluntari sau susținători, am lansat și primul podcast cu vârstnici din România. Este un loc în care vârstnicii dau sfaturi și vorbesc despre lucrurile astea. Și sunt multe canale de comunicare. Important e să știi și să pleci de la ideea ce vreau să fac. Dacă nu ai aia foarte clar în minte ce vreau să fac și cine sunt eu ca organizație, lucrurile sunt complicate. Și un sfat pe care îl dau tuturor e să comunice simplu, să-și imagineze că au în fața lor un copil de 7 ani care, dacă citește acea postare sau acel articol, să înțeleagă. Chiar dacă noi facem, nu știu, dezvoltare comunitară sau chiar dacă facem, nu știu, intervenție în zonele afectate de război, trebuie să traducem mesajul ăsta într-o chestie foarte, foarte simplă. Am vorbit foarte mult, iartă-mă. Mulțumesc. Există, cum ar putea să facă ONG-ul să afle cine este și care este misiunea atât de clar și concret, cu instrumente, cu resurse reduse? În primul rând, ceea ce pot face gratuit e să se strângă toți, să-și iau o zi și să înceapă să dezbată cine sunt ei și ce fac. O să iasă probabil 1000 de postituri puse prin pereții camerei despre cine suntem și ce facem. Să aplice metoda copilului de 7 ani, care să înțeleagă foarte clar ce fac ei. Și dincolo de asta, ar fi foarte tare ca în întâlnirea asta să mai invite niște prieteni, niște părinți, niște copii, niște rude din jurul lor, ca să le traducă și să zică, da, mă, asta e relevant pentru ceea ce faceți voi. Și la sfârșit trebuie să găsească, și asta, pentru asta eu militez ca organizație, chiar dacă nu lucrează pe social, să găsească acel bob care să inspire pe oamenii de acasă. Pentru că e foarte important. Dacă spui, noi construim case la marginea județului Bacău pentru familii care trăiesc în, nu știu, care se confruntă cu o situație limită de viață, nu spune nimic. Dar tot dacă zici, cu noi Maria și Mihai au o nouă casă, sau și mai bine, datorită ție, Maria și Mihai au o nouă casă în care să se joace, să-și facă temele și să se bucure alături de părinții lor, ai găsit cumva emoția sau inspirația pe care să o dai omului care citește pe Facebook sau într-un articol despre tine, să simtă că vrea să facă parte din poveste. Cred că asta e o regulă importantă în fundraising, dar cred că trebuie să fie o regulă importantă în orice demers de comunicare al ONG-ului, pentru că avem resurse limitate, chiar și organizațiile mari au resurse limitate. Trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a începe un proiect de comunicare sau înainte de a începe o campanie de comunicare sau înainte de a face un eveniment. Băi, dar eu de ce-l fac? Care este return-ul meu? Ok, mi-aduce 100 de beneficiari noi sau mi-aduce 30.000 de euro acest eveniment de fundraising. E normal, resursele sunt limitate și fiecare demers trebuie cumva monetizat într-un beneficiu pentru organizație. Mulțumesc, Cătălin.
Mă gândeam dacă ar fi să sumarizăm până aici, ar fi că ONG-urile trebuie să știe cine sunt și ce își propun să facă prin, să obțină prin comunicare. Apoi, după ce le este clar, o să le fie clare și instrumentele pe care le folosesc și înainte de a se speria că sunt prea multe și prea complicate și că nu au resursele să le facă pe toate, ar fi extraordinar să aibă curajul să-și ia o zi, multe postituri, câțiva prieteni și să găsească răspunsuri la aceste întrebări, astfel încât toate lucrurile să curgă foarte lin în continuare. Exact. Și încă o regulă de aur este că avem entuziasmul ăla de început care caracterizează sectorul și asta e foarte bine și facem și murim aici la serviciu. Trebuie să spui problema, băi, eu pot să fac asta în fiecare săptămână sau în fiecare lună sau de 3 ori pe săptămână, așa cum mi-am propus, că dacă facem o săptămână și după aia am uitat că vine o campanie peste noi sau vine ziua vârstnicului cum vine la noi peste 2 zile și te lași, mai bine nu începi. Asta e rule number 2. Îți mulțumesc. Să știi că mai am o întrebare pentru tine. Dar aș vrea să o invităm să implicăm mai mult și pe Iustina. Dragă Iustina, tu ai făcut foarte multe pentru sectorul ONG și acum ai perspectiva de a lucra într-o companie de partea cealaltă a baricadei, să zic așa. Cum vezi tu așteptările unei companii acum de la un ONG? Ce așteaptă o companie să primească din perspectiva comunicării de la un ONG pe care îl susține? Eu cred că pot să vorbesc despre Enel și despre locul în care sunt eu. Nu știu dacă vorbesc neapărat pentru toate companiile, cred că nu. Cred că e și o diferență între locul din companie care intră într-o relație cu ONG-ul. Cred că noi fiind departament de sustenabilitate în alături de afaceri instituționale avem un fel de misiune, un fel de a acționa. Cred că știu că în alte companii există destul de multe mai departamente de CSR care sunt de obicei parte din fie departamente de comunicare, fie din cele de resurse umane. Și cred că locul în care ești și modul în care este formulată misiunea ta ca departament te face să cauți niște lucruri sau alte lucruri. În cazul nostru, noi ne uităm foarte mult la misiunea organizației, ne uităm la măsura în care organizația se potrivește cu strategia pe care noi o avem pe partea de sustenabilitate. Aici vorbim despre angajamentele pe care compania și le-a luat la nivel public față de obiectivele de dezvoltare durabilă formulate de ONU. De altfel, aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt din ce în ce mai des întâlnite în lumea corporatistă, mai ales în rândul organizațiilor mari și cred că ele cumva dictează direcțiile strategice de acțiune către care se îndreaptă respectiva companie atunci când își găsește un partener extern. În cazul nostru ne concentrăm pe educație, sărăcie energetică, pentru că are sens pentru noi, partea de dezvoltare economică și partea de acțiuni climatice, desigur. Și atunci e foarte important ca acel ONG să se potrivească, deci noi ne uităm la asta. Ne uităm la tipul de activități, tipul de programe, de proiecte, relația pe care ONG-ul o are cu comunitatea, cu beneficiarii, transparența informațiilor și cât de la zi sunt și mai degrabă folosim site-ul organizației ca să ne uităm la asta. Deci la noi pachete de tipul bună, pachetul gold, pachetul silver și pachetul, ce pachet mai există, nu ne spun absolut nimic, nu e ceva ce căutăm, nu căutăm număr de vizitatori pe pagina de Facebook, nu căutăm număr de apariții, nu căutăm cât de mare este logo-ul pus și unde și de câte ori. Chiar ne interesează la nivelul cel mai strategic abordarea organizației și o trasabilitate a activității și a impactului pe care îl are. Și, bineînțeles, o potrivire la nivel strategic. Deci, noi, când ne căutăm informații, intrăm pe site-ul organizației, pentru că acolo sunt cel mai organizate și cel mai ușor de parcurs, și ne uităm la aceste aspecte. Probabil ușor atipic, aș zice.
Deci, practic, o organizație ar trebui totuși să aibă măcar site-ul actualizat la zi, pentru ca voi să-l considerați un partener de încredere. Că acum, asta era și o întrebare, cum poate un ONG să înceapă o relație cu o companie și cum o poate crește pe termen lung? Adică dacă eu sunt un ONG de dimensiune mică sau mică, care sunt șansele mele de a începe o relație cu Enel și cum să vin către voi? Și cred că începutul e destul de banal, poți să transmiți un mesaj. Cred că e foarte important să, mai ales organizație mică, puține resurse, să nu-și consume resursele purtând organizații cu care nu au o intersecție strategică. Pentru că nu facem decât să pierdem timpul. Ei își pierd timpul lor, noi ne pierdem timpul nostru, până la urmă nu o să iasă nimic. Cred că e foarte important să se îndrepte către organizații cu care văd intersecția la nivel strategic. Ăsta e un compromis pe care noi nu-l facem. Dacă nu ne potrivim strategic, e ok, poate să ne potrivim peste un an sau peste doi. În momentul ăsta nu ne potrivim. Și e ok, nu toată lumea trebuie să aibă neapărat tot timpul exact aceleași obiective, tragem exact în aceeași direcție, în aceeași manieră. Deci asta aș recomanda. Mesajele funcționează foarte bine, cu cât sunt mai scurte și mai la obiect, cu atât mai bine. Și eu când eram în sectorul non-profit aveam impresia că trebuie să explic pe larg activitatea pe care o fac cu comunitatea, grassroots, cu oamenii, cu cetățenii, cu grupurile de inițiativă, dar îmi dau seama că sunt foarte greu de parcurs de partea cealaltă. Chiar și eu care vin din mediul ăsta, când primesc mesaje atât de lungi, peste toate celelalte mesaje lungi pe care le-am de citit, sunt foarte dificil de parcurs într-adevăr și cu cât durează mai mult să ajung la momentul în care înțeleg ce face organizația și dacă ne potrivim sau nu, cu atât e mai greu să parcurg mesajul în continuare. Deci cât mai multă claritate și cred că onestitate, aș spune. La final de zi am avut și situații în care diverse organizații își doreau atât de tare să ne parteneriem încât haideți să încercăm. Nu, haideți să nu încercăm. Dacă nu este strategic, nu încercați. E ok, o să găsiți un alt partener care se potrivește cu ceea ce voi faceți. Și poate un alt lucru care ajută foarte tare, cum spuneam și mai devreme despre obiectivele de dezvoltare durabilă, contează dacă organizația, atunci când transmite un mesaj către o companie despre care bănuiesc că face un mic research înainte și vede că are niște angajamente asumate public, ajută să facă această conexiune între acele obiective de dezvoltare durabilă față de care compania și-a asumat angajamente și activitatea pe care organizația o face, care se poate înscrie sub mai marea, să spunem, acces la educație de calitate, ca exemplu. Ajută. Deci cu cât mesajul e mai pe, cum să spun, pe lucruri recunoscibile, ca să zic așa, pentru acea organizație și pentru strategia ei, cu atât e mai util. Scuze, și eu am vorbit foarte mult. Mă opresc. Nu, este ok, suntem în timp. Am contat faptul că am hotărât ce vrem să transmitem, este ok. Cătălin, te-am văzut mai devreme că ai chestia. Eu, mi s-a părut genială, Justina, că ai zis chestia asta. Asta e una și dintre problemele mele cu sectorul, ca să zic așa. Dacă ai o misiune, stick to it, nu-ți inventa, da, acum tu dacă eu ca niciodată singur, suntem alături de vârstnicii singuri și vine un grant peste noi sau un finanțator ca Enel, eu nu pot să mă duc acum să pun becuri în zonele defavorizate pentru că n-am expertiza și pentru că misiunea mea e alta. Și observ când vin marile granturi și e unul de care se întâmplă de vreo 3 ani încoace în România, mă, toată lumea acum, deci toată lumea și-a schimbat domeniul de activitate și face, nu știu, cursul de fundraising pentru că a fost o direcție sau nu știu, activități pentru refugiați, chiar dacă ei nu aveau nicio treabă cu chestia asta până acum. Cred că e foarte important ca să profesionalizăm sectorul și eu doresc foarte mult ca acest sector să fie unul profi și să se întâmple niște lucruri și pentru angajații lui și pentru felul în care se primesc anumite sponsorizări sau granturi. Trebuie să ne respectăm misiunea și cred că schimbarea asta vine din interior și mă bucur că avem aici ocazia să susținem chestia asta, că e important să știm cine suntem și e important să stăm acolo până rezolvăm problema, că de-aia s-au inventat organizațiile, să rezolve o problemă, stai acolo, rezolvă problema, după aia să faci alta și mai rezolvi încă o problemă.
Scuze, am venit A nu se înțelege că ne facem alte probleme. Nu, nu. Dar sunt pe lume probleme, slavă Domnului. Important e să le rezolvăm. Mulțumesc tare mult, Cătălin, pentru intervenție și la fel foarte valoroasă a fost toată intervenția Justine, dar ce am mai reținut eu este că într-o companie, mai ales în companiile mari, s-ar putea ca discutând cu diverse departamente să ai nevoie de un vocabular diferit și o structură diferită a mesajului tău. Asta complică un pic lucrurile, pentru asta am avea nevoie de o oră jumate să înțelegem exact ce și cum și cum am putea să ne adresăm fiecărui departament în spate, dar poate reluăm conferința, Natalia, curând. Întrebare. Cum poate un ONG să comunice cu buget redus? Hai să dăm curaj, adică se poate și plecând de la mic ca să atragem resursele alea care să constituie picătura care ne ajută să comunicăm și mai bine și către mai multe persoane și mai profesionist. Cum începem? Păi, începem tot de la unde vrem să ajungem. Că dacă eu sunt un ONG și n-am buget mic și încep să postez pe Facebook și am 200 de like-uri pe pagina aia de Facebook, dar postez săptămânal, să nu, e o variantă. O să crească în 2-3 ani. Eu sunt acolo la datorie în fiecare de două ori pe săptămână, îmi pun un mesaj sau găsesc eu ceva și merge. Nu e o variantă foarte sustenabilă, pentru că dacă ești un ONG foarte mic, probabil nu o să ai nici despre ce posta. Asta e încă o regulă, nu postăm doar că avem postare în planul editorial, postăm că avem ceva de spus. Asta e foarte clar. Dacă nu avem ceva de spus, facem. Ce am făcut eu la niciodată singur, am fost alături de organizație în calitate de freelancer încă de la înființare. Era o organizație mică, vă dați seama că țin minte că în anul ăla am avut un buget anual de 30.000 de euro și mi s-a părut că a fost senzațional. Ce am făcut noi a fost să devenim foarte creativi. În prima jumătate de an am făcut niște lucruri pe care eu acum nu știu dacă aș mai avea energia să le fac, dar, de exemplu, am făcut primul pictorial pentru modele 85+, într-o revistă Glossy, buget zero. A fost la modul, avem aceste patru doamne, au peste 85 de ani, hai să le punem într-o revistă Glossy și să atragem atenția asupra singurătății. Vreau să zic că am vorbit cu 7 oameni, au fost implicați în proiect, de la make-up, locație, revista care a publicat, hainele, n-aveam nimic, eram 3 oameni. Am făcut cu buget zero chestia asta pentru că i s-a părut atât de tare ideea încât au zis să o facem. Și a fost și de asta. Ne-a venit ideea luni, vineri am pozat. Deci a fost o treabă, o nebunie curată. Sau după aia am făcut un eveniment culinar în care doamnele au gătit cu finaliștii de la Masterchef. Zero buget. Ideea e că trebuie să ieși un pic din zona de confort, că dacă pui pe Facebook doar uite ce frumos au primit beneficiarii noștri sacoșe, n-ajungi nicăieri. Asta recomand și cred că e, mai ales că organizațiile mici probabil sunt, au și oameni tineri în echipă care au energia asta. Sfatul meu este pentru primul an, că după aia dacă faci lucrurile astea o să începi să crești, primul an sau primii doi, să go crazy a bit, să încerci să atragi susținători de partea cauzei ieșind din tiparele convenționale. Și dacă ai ideile astea, care nu sunt nici cele mai geniale idei nici odată într-o 100 de ani, lucrurile se întâmplă. Și dincolo de asta trebuie să bagi un pic de tupeu, că nu o să vină nici ProTV-ul să te dea la jurnalul de seară dacă tu stai în banca ta și postezi de sacoșele beneficiarilor și trebuie să găsești that something în fiecare știre. Am lucrat cu foarte multe ONG-uri care trimiteau comunicate de presă pentru că mi se părea că e o chestie fabuloasă, în care nu îl publica nimeni sau îl publicau eternii trei susținători ai societății civile, știri ONG, România Pozitivă și PR Wave, pentru că acolo se publică toate comunicatele de presă, pentru că nu găseau de news, adică trebuie să când trimiți ceva unui jurnalist, e să-i dai o știre, că 300 de bătrâni au primit un pachet, nu e o știre. Dacă au pozat în primul pictorial pentru modelul 85+, e o știre. Și după aia poți să zici, uite, noi de fapt ducem, ne ocupăm să îngrijim vârstnicii și tu ne poți susține. Dar cârligul ăsta trebuie să vină cumva
ca ceva inedit. Și pentru un jurnalist, și pentru un om care dă like, și pentru un om care dă share, sau și pentru un om care face o donație. Mulțumesc, Cătălin. Justina? N-aș pierde vremea cu completări. Mi se pare că a răspuns foarte bine, Cătălin. Minunat. Hai să ne ducem. Am discutat cumva oarecum și despre despre erori, despre chestiuni de succes, dar dacă ar fi să le sumarizăm, care ar fi, să zicem, să începem cu erorile, că vreau să rămână cu ideea de succes, care sunt top 3 erori pe care un ONG le poate face în comunicare din perspectiva voastră? Începe tu, Cristina. Te rog! Cred că am și zis un pic mai devreme. Cred că mesaj prea lung, mesaj neclar și către persoana nepotrivită. Nu, ăla era mesajul pentru persoana respectivă, adică targetare greșită. Și eu aș mai spune și mesaj plictisitor. Pentru că intrăm în zona aia de a posta doar de dragul de a fi pe Facebook sau pe Instagram și, nu știu, sau de a pune pe Instagram fotografii care arată oribil, că sunt făcute strâmb cu un telefon. Dă-ți 5 minute, bagă-l în Canva și încearcă să scoți ceva din fotografia aia, că sigur poți. Asta și-aș mai adăuga lipsa consecvenței. Adică dacă ți-ai propus să comunici, ți-ai propus să ieși din tipare un pic și să găsești cumva partea atractivă a cauzei tale pentru publicul la care te adresezi, trebuie neapărat să fii consecvent, trebuie să fii scurt, cum a zis Justina, trebuie să scapi de ONG-za asta cu creșterea calității vieții și beneficiari și impact. Sunt importante pentru noi, dar pentru cel de acasă sau pentru voluntarul tău nu sunt chiar atât de importante. Și o altă eroare, să nu-ți fie frică să testezi. Adică, sau să, nu, să-ți fie frică să testezi. Că poți să o dai în bară, e foarte normal să o dai în bară. Dar asta e, faci altceva. Nu toate lucrurile merg la... A fost acest sindrom Magic Home, după campania cu Magic Home, nu știu dacă l-a simțit, în care toată lumea voia să strângă bani, cum a făcut campania aceea cu scaunele. Nu se poate. Adică tu după aia ai făcut o campanie de fundraising și n-am strâns decât 20.000 de euro prin comunicarea mea pentru organizația mea. Nu sunt ca Magic Home. Chiar nu ești ca Magic Home, dar ai făcut o treabă extraordinară și continuă tot așa. Vezi ce poți crește acolo. Cred că asta e încă o eroare, să setezi niște așteptări nerealiste în comunicare și în strângere de fonduri. Și top 3 activități esențiale pe care le vedeți pentru un ONG în zona de comunicare? În primul rând, mi se pare esențial să-ți iei grantul de la Texu pentru ad-uri pe Google, care chiar ajută, dincolo de faptul că Texu ne-a invitat aici, e un lucru care ajută incredibil. În al doilea rând, ce mai e de succes? Să fii constant, să-ți găsești momente pe care să le exploatezi în comunicare și în care poți să ieși în față cu anumite mesaje. Uite, de exemplu, pe 1 octombrie este Ziua Internațională a Vârstnicilor și noi deja avem pachetul de mesaje care să plece la presă pentru chestia asta. Pentru că e important să vorbim despre cauza noastră într-o zi atât de importantă. Și o chestie care pe noi ne-a ajutat e să-ți faci prieteni. Să-ți faci prieteni pe care îi vezi, nu știu, la evenimente, te întâlnești în diverse circunstanțe care te pot ajuta într-un fel sau altul. Că dacă, nu știu, ai nimerit un jurnalist care ți-a venit odată și pe care l-ai prins un pic în cauza ta, fii sigur că îți mai vine și a doua oară dacă faci chestia asta. Noi, uite, de exemplu, vă să dau exemplu nostru, avem o prietenie absolut la Libertatea, care a venit la un material random, la niciodată singur, acum vreo 4 ani, și acum e foarte aproape de organizație, ține cursuri de ce înseamnă fake news pentru vârstnici la noi la organizație, ne ajută în diverse proiecte. E incredibil cum poți ține o prietenie pentru că ești onest. Cum zicea și Justina mai devreme, ești onest și vezi că ești o organizație ok care face niște lucruri bune și oamenii ăștia zic că da, o să-i ajut pe ei pentru că știu despre ce e vorba. Cam atât, cred că sunt multe
chestii la du, dar astea sunt destul de importante. Acum înțeleg, practic, că voi la Niciodată Singur aveți o contribuție importantă la a crește gradul acelor 30% dintre bătrâni care petrec în online, că voi vreți să-l creșteți mult datorită cursurilor și parteneriatelor pe care le aveți. Avem chiar două programe de tehnologie, pe care unul la centru și unul la domiciliu, pe care le creștem an de an. E important să țină pasul cu lumea până la urmă, pentru că singurătatea vine și din lipsa relevanței, ca să zic așa, din faptul că ai pierdut contactul cu ce se întâmplă dincolo de ușa ta. Da, mulțumesc tare mult, Cătălin. Justina, pentru tine care sunt top 3 activități? Păi, ca să construiesc pe ce spunea Cătălin, o să folosesc să țină pasul cu lumea. Cred că și mesajul trebuie să țină pasul cu lumea și comunicarea în general, adică să fim conștienți că plasăm un mesaj către mediul extern, într-un mediu extern și cumva să acordăm atât cât se poate mesajul la asta. Onestitate, insist cu asta, chiar e foarte important. Transparență. Cred că eu întotdeauna apreciez când partenerii noștri vin către noi și ne zic: știți că am vorbit că facem în felul ăla și am crezut că o să iasă în felul ăsta. Suntem la jumătatea proiectului și descoperim că, iată, mergând în teren, nu o să iasă în felul ăla și, de fapt, ar fi mai relevant asta. Suntem super recunoscători, adică exact asta vreau să aud, vreau să văd că te-ai plasat în contextul realității, pentru că da, tu ți-ai imaginat ceva, la momentul ăla lucrurile arătau într-un fel, e posibil ca peste 6 luni lucrurile să arate în alt fel și ai nevoie să faci lucrurile diferit. Și ok, nu e o problemă cu asta, atâta timp cât vorbim cinstit și deschis despre asta. Și cred că coerență, iarăși, e destul de importantă pentru noi. Și un soi de o măsură corectă a comunicării, corectă în raport cu obiectivele organizației, misiune, din nou, adică măsura pentru organizație, corect. Și la fel, fără această comunicare în exces, doar de dragul de a comunica, pentru că trebuie să avem mix posturi pe Facebook într-o lună. Cam asta, cred. Mulțumesc tare mult, Justina! Sunteți doi oameni care folosesc comunicare în instrumentele, în activitatea voastră de zi cu zi și vă jucați cu instrumentele de comunicare. Totuși, în zilele alea în care, în primul rând, aveți zile în care nu vreți să comunicați și dacă aveți zile în care nu vreți să comunicați, ce faceți și cum vă mobilizați să continuați ceea ce vreți să transmiteți? Eu să știi că m-am retras din zona asta de comunicare de ceva luni. O avem pe Dana Gonț, manager de comunicare, și face o treabă absolut extraordinară. Și îmi place doar să fiu în target, practic, și să gândim împreună proiectele. Nu știu, există zile când nu vreau, cu siguranță, și you skip it. Adică cred că e foarte important ca și omul de comunicare care dă mesajul, care scrie mesajul, care face vizualul, care face filmul, să fie într-un mood anume, adică și el trebuie să fie conectat cu organizația, că poți să scoți niște copy-uri fantastice când ai o zi bună, sau în alte zile pur și simplu postezi doar că scria în calendar. Poți să skip that part, adică poți să, na, dacă marți ai avut o zi fantastică, pe aia de joi poți să o sari, și e normal, adică... Decât să faci, am mai făcut gafe din astea, adică am avut zile proaste în care am pus niște typos în niște texte de mamă, mai bine te abții, adică mai bine skip it și postez data viitoare. Da, cred că eu pot să mă conectez doar cu experiența din partea de fundraising, poate, pentru că n-aș spune că ce fac acum este foarte mult despre comunicare, poate chiar este destul de puțin despre comunicare ce fac acum. Dar da, cred că da, ai zile în care nu vrei să vorbești cu nimeni și ai zile în care nici nu-ți iese niciun text și niciun mesaj și nici măcar un mail. Și asta este ziua. Cred că sunt naturale, cred că sunt autentice, cred că toată lumea are voie să le aibă și ar trebui să ne lăsăm să le avem. Și da, nici eu n-aș recomanda, niciodată n-am încercat să contactez un donator individual într-o zi proastă. Cred că ar fi fost o idee foarte, foarte, foarte proastă
să fac asta, pentru că da, se transmite. Oamenii, noi foarte mult din comunicare este non-verbală, deci transmitem foarte mult din starea noastră, chiar dacă noi avem senzația că am ales cuvinte frumoase și cuvintele corecte, ca să zic așa. Deci, da, cred că să fim înțelegători cu noi și îngăduitori și să ne asigurăm că avem mecanisme în jurul nostru care ne dau energie. Cred că și asta contează foarte mult, să ai lucruri în jurul tău și oameni în jurul tău care te ajută să-ți iei energie, inclusiv din ceea ce faci poți să-ți iei energie, chiar dacă poate să fie muncă. Că nu... Da. Și mai sunt zile care sunt multe zile la rând când n-ai chef. Eu zic că atunci e important să schimbi foaia. Poate e ceva în comunicarea organizației care nu-ți face bine. Nici ție ca generator de comunicare, nici oamenilor din care primesc acel mesaj. Așa că e bine să mai faci switch-uri din când în când. E bine să-l ții, nu știu, de obicei un ton al comunicării pe care ar trebui să-l menții, dar poți să mai tușești un pic și să faci lucruri din tonul ăsta, că ajută. Adică rutina strică în general pe zona de comunicare, așa că trebuie să-i mai sperii din când în când. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și vă mulțumesc tare mult pentru umanitatea răspunsurilor și care sunt convinsă că a fost foarte bine primită de toți participanții, de toți cei care ne urmăresc acum. Voi face un scurs sumar a conversației noastre de astăzi, timp în care pe voi vă las să vă gândiți la care este mesajul vostru pentru cei care ne urmăresc acum din perspectiva experienței voastre în comunicare. Voi vă gândiți, eu fac un sumar. M-ar ajuta și să mă urmăriți așa un pic, dacă puteți, ca să vedeți dacă spun bine ce spun, da? Ziceam așa, pentru o comunicare eficientă. În primul rând, comunicarea este foarte importantă, fiindcă construiește relații pe termen lung cu cei, cu sponsorii, cu donatorii, cu beneficiarii noștri, fie cei existenți, fie cei potențiali. Apoi, pentru o comunicare să fie eficientă, trebuie întâi să știm cine suntem și de ce comunicăm și care sunt obiectivele, de fapt, în spatele fiecărui mesaj pe care îl transmitem, în spatele fiecărui eveniment pe care îl organizăm, în spatele fiecărui video pe care îl realizăm. Apoi, comunicarea depinde foarte mult de cel care primește comunicarea. Putem comunica cu departamentul în ceea ce privește relația cu o companie, spre exemplu, avem comunicare diferită pentru interese diferite, dacă este să le spunem așa, care vin din natura departamentului cu care lucrăm. Mi-a plăcut foarte tare partea cu Go Crazy a Bit, să baci un pic de tupeu. Mi-a rămas asta în zona de creativitate. Să îndrăznim, să avem curaj să testăm, fiindcă așa reușim să învățăm foarte repede și să salvăm timp și resurse foarte multe. Să folosim, să apelăm la granturile textul pentru comunicare, da, cele de la ads-urile lunare, să fii constant, să găsești momente importante pe care să le valorifici pentru organizația ta, să-ți faci prieteni, cât mai mulți prieteni. Comunicarea trebuie să țină pasul cu lumea, să existe transparență în comunicare și în relaționarea dintre organizație și partenerii săi, să existe coerență și să existe o măsură corectă a comunicării. Eu sper că pe toate aceste lucruri le-au notat pe parcursul conversației noastre, dar am vrut să mă asigur că le iau cu noi și acum mai avem 2 minute și în aceste 2 minute sunt foarte recunoscătoare pentru că voi asculta mesajele voastre pentru cei care ne urmăresc acum. Începe Iustina. Păi să fie autentici, sunt mesajele pe care le spun și mie, să fie autentici, să se întrebe tot timpul de ce. De ce comunic, de ce fac asta, de ce. Gata. Eu zic să înceapă în primul rând.